Ce rasă de câini sunt? E o rasă de... Bine adusă din Turcia, Kangal. Foarte... Foarte păzitori. Și prietenoși, dar și răi cu cei care... Care nu-ți dea ai căsii. Singuri... Singuri stau zi și noapte cu oile. Deci, practic, ei sunt ciobanii. Ei sunt ciobanii, da. Și aici avem o rasă de oi de carne, Romanov, o oaie fată 3-4 miei și ține pe toți. E un randament mai bun la, la carne, e mai multă carne. Și e o încercare, să spunem așa, că sunt puțini oameni în țară, majoritatea ciobanilor, oilor din zonă s-au axat pe țurcană. De unde provine rasa, originea? Din Rusia. Din Rusia. Astea sunt aduse din Cehia. Și foarte important, fată de 2 ori la 14 luni. Deci se montează în toamna, fată, în țarj miei și se mai montează încă o dată după ce ai înțărcat miei și mai fată o dată pe toamnă. Dar clima nu ne permite clima și cei care cunosc meserie, ei știu că miei fătați pe timp de vară, pe căldură, nu o să fie niciodată ca cei fătați iarna pe frig. Ce să fie? Aparatul. Mâncam mai mult la umbli. Dar cum ai zis mai înainte? Autograf. Autograf? La cilinez întâlnit. Ha ha ha!
Doamne ajută! Drum bun!